Schemele BIS Mobile Kitchen sunt mult mai complexe decât s-a crezut inițial. Compania i-a lăsat fără bani nu doar pe cei care și-au comandat mobilă, dar i-a atras în capcană și pe cei care voiau să câștige bani mulți peste noapte. Mai exact, oamenii erau îndemnați să depună bani la dobânzi uriașe de până la 40%. Condiția era ca sumele să fie de cel puțin 10.000 de euro. Clientul meu a fost ademenit inclusiv prin rețelele de socializare de acest consorțiu BIS Mobile, care este compus din mai multe companii, prin introducerea mijloacelor financiare cu statut fie de împrumut, depozit ori investitor, viitor investitor, prezentându-i acest tablou ca, uite, noi suntem un concern, o companie de succes. Respectiv, acest contract din împrumut sau depozit, cum îl numesc ei, era practic fictiv, cu niște clauze la un procent exagerat. Potrivit avocatului, BIS Mobile Kitchen i-a făcut o ofertă de nerefuzat clientului său să investească 65.000 de euro ca într-un an să ridice peste 100.000. Mai exact, i s-a promis o dobândă de 40%. La data scadenței acestui contract din împrumut, clientul meu totuși încerca să recupereze banii. Văzând că este dus în eroare, am apelat, am sesizat procuratura specializată, evidențând de fapt existența unei piramide financiare clasice, un gen de escrocherie prin care persoanele erau induse în eroare. Șeful interimar de la PC Cox, Victor Furtună, susține că sunt înregistrate deja câteva zeci de plângeri din partea clienților BIS Mobile Kitchen, dar pentru că majoritatea sunt în proces de examinare, acesta nu poate spune exact dacă există plângeri și pe recuperarea banilor investiți în dezvoltarea companiei. Între timp, numărul plângerilor crește și în România. Avocații de la Cluj afirmă că în mare parte oamenii încearcă să-și recupereze avansul plătit pentru bucătării. La momentul respectiv încă nu am reușit să centralizăm, pentru că tot suntem contactați de persoane păgubite în continuare. După ce am promovat plângerea penală pe rolul parchetului în cursul săptămânii trecute, și se pare că într-adevăr o serie dintre aceste persoane au primit propuneri pentru a aporta sumele de bani avansate cu titlul de investiții, urmând ca aceștia să primească din partea companiei ulterior sume care depășesc valoarea solicitată. Recent, pentru ca să fie pornite investigații, au depus o plângere colectivă la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism de la București. Am cerut tragerea la răspundere penală împotriva artizanilor acestei scheme de înșelăciune, pentru că, după părerea noastră, ea se conturează perfect ca infracțiune și ca elemente obiective pentru mai multe infracțiuni. Săptămâna trecută, directorul și fondatorul companiei, Mihail Șaran, a fost reținut pe aeroportul internațional Chișinău într-un dosar pentru escrocherie care a cauzat prejudicii în proporții deosebit de mari. Atunci, poliția a scris că acesta a încercat să fugă din țară. În prezent, Șaran se află într-o celulă la penitenciarul 13, după ce magistrații au emis pe numele lui un mandat de arest pentru 20 de zile. Totuși, procurorii au contestat decizia și au cerut încă 10 zile de arest. Iar Curtea de Apel Chișinău urmează să se expună asupra cererii. Surse din cadrul anchetei au comunicat pentru TV8 că firma a încasat pe ambele maluri ale prutului aproximativ 9 milioane de euro. Am sunat și azi la mai multe numere de telefoane a companiei pentru a afla cine este juristul sau măcar avocatul lui Mihail Șaran, dar nu ne s-a răspuns la apeluri. Anterior, Mihail Șaran a declarat pentru presa din România că firma s-a falimentat din cauza partenerilor de afaceri, fără să dea însă alte detalii.